Salutare! Eu sunt Andrei Barbu de la Motor Vlog TV și astăzi vreau să vorbim despre cele mai cool, funky și mișto mașini de oraș care urmează să apară pe piață în 2019. Era o vreme când lumea nu visa neapărat la suvuri, la telefoane placate cu aur, ori la haine de firmă. Idealul de atunci al unei familii era mult mai simplu, o casă și o mașină mică. O manugică, mică roșie, ca foc, surântă, norocul Gândește-te doar la primul Fiat 500. Păi asta a fost o mașină care a revoluționat mobilitatea urbană și nu numai. Și n-a fost construit pentru a fi un accesoriu fashion, a fost făcută pentru a fi accesibilă maselor și pentru a avea loc pe străduțe și pentru a consuma puțin. Sau la Renault 5, o mașină pe care francezii o vedeau în 1970 ca fiind singura mașină de care o familie ar fi avut nevoie. mers la plajă cu copiii, pentru mers la muncă și în vacanțe. Era o mașină pe care trebuia să o conduci cu bucurie. Era vorba despre timpul de calitate petrecut împreună, nu despre poze pe Instagram ilustrând o viață imaginată. <fie> la Dacia 1100, o mașină după care trebuia să aștepți câteva luni bune, dar odată ce o aveai, sigur creșteai în ochii vecinilor. N-avea navigație, n-avea Apple CarPlay și nici waze nu era o necesitate. Pur și simplu o conduceai până la țară să-ți vinul sau să faci țuică. Gândește-te de exemplu la primul Mini, o mașină construită la fel din necesitate, adică din nevoia de mobilitate ieftină și accesibilă, dar mizând oarecum pe romantism și pe un caracter naționalist puțin exagerat. Acum însă, mașinile de oraș sunt mai mari. Ori au crescut în dimensiuni, ori au devenit pur și simplu niște suvuri. Inclusiv germanii știau ce fac, chiar dacă, la fel ca întotdeauna, erau ceva mai rigizi decât ceilalți producători. Hai doar să ne uităm puțin la cele șapte generații ale lui Volkswagen Golf, doar ca să ne dăm seama cum au crescut mașinile de-a lungul timpului. 1 2 3 4 5 6 Mă rog, cred că felul în care dimensiunile mașinilor au crescut de-a lungul timpului sunt destul de clare. Din fericire, însă, anul 2019 vine cu o serie de propuneri care par să fie mult mai interesante. Pare că vom avea parte de mașini de oraș care o să schimbe puțin fața orașelor. Și asta pentru că fie arată foarte bine, fie sunt de-a dreptul excentrice. Așa că am făcut un top cu cele mai interesante. Cool, funky, mașini de oraș pe care o să le vedem anul acesta pe stradă. Și toate o să fie prezentate în cadrul salonului auto de la Geneva, care începe în luna martie. Locul 5. Volkswagen T-Roc R Da, bine, știu, este un SUV. Știu că poate mașinile de oraș n-ar trebui să fie SUV-uri, dar acest T-Roc R are ceva special. Din punctul meu de vedere, Volkswagen T-Roc R e rețeta perfectă pe care o consumi împreună cu un espresso ca să te trezești în drumul spre birou. Vine cu un motor pe benzină de 2 litri și cu 300 de cai putere, cât să fii aproape sigur că poți pleca primul de la semafor. Pentru că mașinuța asta face 100 în 4,9 secunde. Mai are și tracțiune integrală, iar transmisia DSG e standard. Și nu, nu trebuie să fii neapărat un fan Volkswagen pentru a aprecia un motor bine făcut. 4. Peugeot 208 Francezii spun cumva că vor să migreze spre un segment de piață superior. Ce înseamnă mai exact asta, n-aș ști să-ți spun. Cert e că au prezentat noul 208 și mie îmi place foarte tare cum arată, chiar dacă poate fi un Seat Ibiza, dacă îl privești din anumite unghiuri, ori o buburuză care s-a îndopat cu aripioarele rămase de la KFC. Mie îmi place mult spatele și îmi place și interiorul. Arată bine, copiază câteva idei de aici de acolo, dar per total pare să fie un loc unde să te simți bine. Cum sunt materialele? Habar n -am. Cât o să coste mașina, iarăși nu știu. Dar știu sigur că o să existe și o versiune electrică, una care promite 136 de cai putere și 260 Nm pusă în mișcare de o baterie de 50 kWh și care promite o autonomie în ciclu WLTP de 340 de km, plus un sprint de la 0 la 100 de km h în 8,1 secunde. Locul 3. Skoda Kamiq Bine, da, știu, este tot un fel de SUV, doar că mie mi se pare că ăsta promite foarte, foarte multe. Multe ce? Și pentru că e o Skoda, sunt sigur că nu greșește cu nimic. Îmi place mult cum arată, cam din orice unghi, mai ales dacă e roșu. Și îmi place că oferă o gamă variată de motorizări, doar așa să ai de unde alege. Pe scurt, ai benzine de 1 litru cu 95 sau 115 cai putere. Mai ai un 1.5 TSI cu 150 cai putere și 250 Nm. Iar motorul ăsta știe să-și oprească doi dintre cei patru cilindri atunci când vrei să mergi la consum. Iar dacă vrei un diesel, poți avea un 1.6 TDI cu 115 cai putere. Evident, poți avea fie manuală, fie automată, dar și dotări și chestii simpli clever care să-ți facă viața mai ușoară, mai ales dacă ai ceva copii de dus la grădiniță sau la școală. Locul 2. Noul Renault Clio. Am pus mașina asta pe locul 2 pentru că interiorul face un salt absolut spectaculos. Și unul ceva mai reținut când vine vorba despre exterior. Dar trebuie să recunoști, mașina asta arată bine și este construită pe o versiune îmbunătățită a platformei modulare, poate acomoda o mulțime de sisteme de asistență și sigur o să aibă motorizări din plin atât benzină cât și diesel. Iar în interior, noul Clio renunță la instrumentarul de bord analog și aduce unul digital de 7 sau 10 inch în funcție de nivelul de echipare. Mai ai și un display uriaș, central, tactil, ușor curbat și orientat spre șofer. Plus un nou sistem de infotainment numit acum Easy Connect, care înlocuiește vechiul sistem Ar link Mai multe informații despre noul Renault Clio o să avem în curând. Partea bună e că deja le știm pe toate, doar că nu avem voie să le spunem. Așa că abonează-te la acest canal de YouTube, asta dacă n-ai făcut-o deja, pentru a fi la curent cu cele mai noi clipuri pe care le postăm aici. Locul 1. Honda e-Prototype Mie mașina asta îmi place foarte, foarte mult și mi se pare că e genul de mașină pe care ar fi trebuit să o construiască mini și să ne lase în pace cu countrymen-uri și clubmen-uri. Și chiar dacă acum o vedem sub formă de prototip sau concept, ea chiar așa o să arate și în versiunea de serie, iar producția ei o să înceapă anul acesta. Pe scurt, superbitatea asta mică o să fie electrică, o să aibă o autonomie ce o să depășească 200 de km, o să se încarce în 3 minute și vine cu tracțiune spate. Iar interiorul? E bine, dacă ți se pare că seamănă puțin cu cel din BMW i3, să știi că nu ți se pare doar ție. Dar arată superb și sunt sigur că o să se conducă la fel de bine precum arată. Bine, s-ar putea să fie nevoie să scoatem din calcul aceste oglinzi digitale. Deși, dacă ascultăm zvonurile de pe piață, este posibil ca oglinzile acestea digitale cu camere video să fie păstrate și pentru modelul de serie. Cam așa cred eu că arată topul cu cele mai cool, funky și drăguțe mașini de oraș pe care o să le vedem pe piață anul acesta. Toate o să fie prezentate în cadrul salonului auto de la Geneva. În cazul în care crezi că am uitat vreun model nou, lasă-mi un comentariu mai jos. Și evident, abonează te la acest canal. Nu-ți fie frică, apasă butonul ăla roșu.